Am văzut săptămâna următoare, are câteva aspecte deosebit de interesante. Vorbeam despre această conjuncție, de fapt o aglomerare de planete în semnul Capricornului, e un semn de mare responsabilitate și de mare forță anul acesta. Soare, Saturn, Pluto în acest semn și conjuncția Soare-Saturn, care știm deja ce înseamnă, răsplătirea eforturilor noastre cu adevărat acolo unde am depus efort, acolo unde ne-am asumat responsabilități, acolo unde suntem foarte buni specialiști și acolo unde, pe scurt, ne facem treaba așa cum trebuie. În plus, mai avem un aspect foarte interesant. Am tot vorbit despre această cuadratură Neptun-Jupiter, care ne obligă să fim corecți, chiar și acolo unde până acum poate nu am văzut lucrurile foarte clar. Ca atare, sfătuim pe toată lumea să facă puțin ordine, să-și facă oamenii, de fapt, ordine în viețile lor, pentru că momentul astral prezent ne avertizează asupra posibilității de a apărea anumite probleme, nemulțumiri, neliniști sau chiar mici avertismente acolo unde nu facem lucrurile chiar așa cum ar fi corect din punct de vedere divin. Și nu în ultimul rând, aș vrea astăzi să vorbim despre Marte, aflat pe un grad analitic în semnul peștilor, un semn în care această planetă nu este foarte confortabilă, și Uranus, de asemenea, aflat tot pe grad analitic în semnul berbecului. Știm că atunci când două planete responsabile cu agresivitatea și cu imprudențele, cu tot ceea ce înseamnă lucruri neprevăzute, pe un grad dramatic, cum este acest grad 29 în fiecare zodie, se pot întâmpla tot felul de lucruri, de situații cu, spuneam, grad mare de risc, de neprevăzut, motiv pentru care trebuie să fim foarte atenți câtă energie depunem, să nu fim nici prea activi, să nu muncim prea mult, să nu fim imprudenți, să nu conducem cu viteză, să nu facem lucrurile foarte ușor, să nu fim agresivi, să avem grijă cum mânuim diverse obiecte tăioase sau cum spuneam, cum conducem și așa mai departe. Deci tot ceea ce ține de activități cu grad mare de risc, conflicte, certuri și tot ceea ce presupune ideea de dispută, polemică sau bătaie până la urmă, trebuie tratate cu mare atenție. Mai mult decât atât, și nodul nord, care reprezintă misiunea noastră în viață, este destul de tensionat zilele acestea, de aceea putem să avertizăm asupra faptului că va fi puțin mai greu să intrăm pe linia noastră de destin, pentru că avem foarte multe activități adiacente care ne pot îndepărta de ceea ce cu adevărat reprezintă misiunea noastră. Un sfat general acum, înainte de a intra, de a discuta despre zodia berbecului, este acela de a fi foarte atenți să nu divagăm prea mult, să nu ne îndepărtăm prea mult de destinul nostru prin activități, spuneam, conexe. Ce putem spune despre perioada imediat următoare, Cristina? Într-adevăr, așa cum ai spus, sunt foarte multe schimbări și aș invita telespectatorii noștri să meargă în timp, să se gândească exact acum 12 ani, la sfârșitul anului 2016, începutul lui 2017, cu siguranță, nu mă scuzați, 2006-2007, exact 12 ani în urmă, cu siguranță toată lumea atunci a avut schimbări, pentru că acelea schimbări se întorc acum. Deci este energia lui Jupiter, care a revenit din noiembrie și va fi cu noi până în 2 noiembrie 2019, diferit pentru fiecare zodie. Deci iată că noi suntem în acel punct de atunci, 2006-2007. Deci, dar diferența că noi suntem mai maturi, mai evoluați, poate experiențele ne-au învățat foarte multe. Deci vom vedea cum acest Jupiter, care este și planeta de vindecare, de noroc, ne va influența pentru, pe fiecare în parte, pentru fiecare casă. Deci să începem cu berbecii, a spune. Marte, cum ai spus, conducătorul berbecului, acum vizitează pești. Deci este bine pentru ei să-și mențină puțin partea aceasta de socializare, pentru că berbecii au o mare lună înainte. Deci luna ianuarie pentru berbeci va fi foarte benefică, cu cele 5 planete în Capricorn, așa cum ai spus, dar toate sunt la berbeci, în casa 10-a de onoare, de premii, de realizări. Deci iată că și o nouă eclipsă de soare, care va fi în 5 ianuarie 2019. Deci pentru berbeci, anul care vine va aduce o mulțime de activități, vor fi foarte activi. Deci chiar dacă doresc să pună stop din când în când acum, stop joc și să facă o mică pauză, îi ajută foarte mult. Mai ales Martele va fi foarte mult de folos, pentru că și luna viitoare vine cu un nou început. Va fi foarte mult activ pentru ei, nu numai din 31 decembrie până pe 14 februarie. Deci toți am dorit să-l avem pe Marte de partea noastră, să ne ajute să începem ceva nou cu, și să ne ajute foarte mult, pentru că le dă mult curaj. Nu
toți am simțit că Marte a fost retrograd, cu siguranță fiecare planetă. Dar anul nou vine pentru ei foarte bine, cum am spus, vor simți nevoia să sărbătorească mai mult într-o sărbătoare liniștită cu câțiva prieteni, pentru că, așa cum ai spus, și Saturn și Soarele orbitează foarte aproape pe 31 decembrie și știm că Saturn este planeta de gheață, Soarele planeta de foc, deci când este gheață cu foc, probabil ei se vor simți mai mult epuizați. Se simt că au foarte multe sarcini de făcut, și, dar vor fi foarte mult susținuți de Marte până pe 14 februarie, cum am spus, și este un mare avantaj pentru ei, pentru că toată lumea dorește Marte de partea lor. Vor avea o atenție deosebită, vor fi mai productivi, îi va ajuta să înceapă un nou an cu un optimist, cu vigoare, cu încredere. Deci berbecii o să inițieze cu siguranță o nouă afacere. Probabil și 12 ani în urmă au început o nouă afacere. Dacă se simt descurajați de rezultatele pe care le-au avut atunci, acum suntem altfel, cum am spus, și avem alte planete care ne ajută, deci alte energie în Universului pe care oferă. Ce, deci, cu siguranță, eclipsa nouă, da, de soare din 5 ianuarie vor aduce modificări la locul de muncă. Mai ales nu știm că eclipsele de soare au de-a face mai mult cu energia masculină. Deci pot fi eventuale schimbări în menageriat sau schimbări la locul de muncă, schimbări la care poate nu se așteaptă. Da. Ei sunt cam încăpățânați, noi știm, dar au nevoie să fie flexibili. Au o toate concluzie aceste... pentru berbeci? Deci, chiar dacă au avut un an mai dificil, să nu-și piardă speranța, dar au nevoie să aibă acel impuls încrezătoare și să nu fie foarte rigizi cu toate aceste schimbări, pentru că, în definitiv, Universul ne oferă foarte multe șanse și să evoluăm. Pentru că au nevoie probabil să se libereze și de acea agresivitate și singurătate. Au mereu tendința de a face totul singuri. Deci acum Universul le oferă multe șanse de a avea multe realizări și cu siguranță vor începe un business. Deci au energia bună să o facă. Zilele acestea, pentru nativii berbec, aș vrea să ne concentrăm mai mult pe perioada aceasta de trecere dintre ani. Zilele acestea, pentru nativii berbec, spuneam, Marte pe grad anaretic în casa a 12-a, vorbește despre faptul că multe activități, multe acțiuni care cu adevărat îi reprezintă trebuie să fie foarte bine analizate pentru a fi repuse în practică odată cu începutul anului. 1 ianuarie 2019 vine pentru nativii berbec cu intrarea lui Marte în semnul lor, ceea ce arată foarte multă energie, foarte mult elan cu care berbecii încep anul și își pot propune lucruri pe care anul acesta nu le-au pus în practică. De asemenea, ce le mai recomandăm nativilor berbec, pentru că în perioada imediată anterioară au fost situații în care poate nu au știut exact cu cine colaborează. Nativii berbec ar trebui să înțeleagă psihologia oamenilor cu care colaborează pentru a atinge cotele pe care cu adevărat și le doresc din punct de vedere profesional. Este foarte important pentru ei să își facă ordine în viață. De asemenea, un aspect relevant, avem Pluto, Saturn, Soare, acest stelium despre care vorbeam în semnul atât de responsabil și serios al Capricornului, aș spune chiar zodia care cel mai mult dintre toate știe să-și asume responsabilități și să muncească cu adevărat. Pe nativii berbec, acest stelium îi prinde pe casa, chiar pe casa Capricornului. Și în semnul Capricornului și pe casa Capricornului, o casa seriozității și a responsabilităților, ceea ce înseamnă că ei trebuie să-și facă ordine în viață. Peste tot acolo unde nu este. Dacă vorbim despre nativ berbec care nu au ordine în viața lor profesională, ar trebui să facă tot posibilul să-și găsească un loc de muncă potrivit, care să-i poziționeze într-un anume fel, sau să se simtă important, sau să simtă că fac ceea ce le place, sau să simtă că cu adevărat sunt valorizați. Pentru nativii berbec care, spre exemplu, nu sunt în regulă în viața personală, acest stelium din semnul Capricornului, pe casa Capricornului pentru ei, îi invită de asemenea să înțeleagă ce partener și-ar dori, cât de mult și-ar dori o viață responsabilă și serioasă. Pentru cei care sunt deja căsătoriți, de asemenea, pot face lucruri foarte importante alături de parteneri. Pentru nativii berbec care, să spunem, nu sunt mulțumiți cu locuința în care stau, de asemenea, este o șansă, o oportunitate de a pune lucrurile la punct în acest domeniu. Nu știu, ori de a face o achiziție, ori de a se interesa mai mult cum să facă în așa fel încât să își aranjeze o situație domestică confortabilă și așa mai departe. Deci, practic,
Practic, pentru ei, perioada imediat următoare invită la responsabilizare. Ei, de asemenea, își găsesc motivații suplimentare intereselor lor. Spre exemplu, pot fi nativ berbec care nu se mai simt motivat să facă un anumit lucru, o anumită activitate, o anumită acțiune. Pentru aceștia, perioada le vorbește despre curaj. Curajul de a face tot posibilul încât să intre pe tronsonul dorit și pur și simplu să găsească vitalitatea necesară de a pune lucrurile în practică. De asemenea, ar trebui să înțeleagă și semnificațiile anumitor cumpene pe care le-au avut în 2018, pentru că întotdeauna spuneam, atunci când se produce această buclă temporală, atunci când se trece dintr-un an în altul, vorbim despre cu totul și cu totul, despre o energie mai aparte, o energie care vine cu mult mai multă infuzie, cu mai multă putere decât pe parcursul anului. Fiecare dintre noi, practic, trebuie să facă lucruri suplimentare la acest sfârșit de an, să vadă unde sunt neregulile, unde sunt restanțe, unde trebuie să ne cerem iertare, unde, din potrivă, trebuie să ne retragem, unde trebuie să fim tranșanți. Spre exemplu, dacă sunt nativ berbec care s-au certat foarte rău cu anumite persoane în 2018, ar fi foarte bine, și dacă ei sunt convinși că acele persoane sunt persoane rău intenționate sau persoane care nu sunt sincere sau care le poartă ghinion sau sunt dușmănoase, bine ar fi ca acest sfârșit de an să îi găsească într-un mod în care, fiind foarte tranșanți cu acele persoane, să nu mai permită, neapărat să nu mai lase loc de bună ziua, dar să nu mai permită acelor persoane să-i influențeze și în 2019 sau să le strice echilibrul sau să pătrundă în viața lor astfel încât să îi tulbure. Deci ideal ar fi să pună capăt unor situații care s-au dovedit a fi nefirești sau în care nu sunt de bun augur. Mai exact, trebuie rezolvate situațiile de impas. De asemenea, tot pentru nativii berbec, tot grație acestui Uranus pe grad anaretic în semnul lor, încă, pentru ei, spuneam, s-ar putea ca anumite roluri din trecut să se schimbe. Dacă au fost într-un rol de, să spunem, victimă călău cu cineva, rolurile se pot inversa, pot deveni ei tartorii. Dacă au fost într-un rol în care cineva a fost, să spunem, foarte amabil cu ei și i-a ajutat enorm, acum s-ar putea ca ei să fie în situația de a ajuta acea persoană și s-a înțeles ideea. Deci este o perioadă în care se poate inversa ceva ce până acum a funcționat într-un anume fel, iar de acum va funcționa cu totul altfel, și aici ne referim la relația cu oamenii din jur. Să mergem mai departe, Cristina, să vedem pentru ta.